În această după-amiază lansăm o carte extrem de importantă, este vorba despre rușinea. Am intitulat chiar acest eveniment Rușinea și curajul de a fi vulnerabil sau vulnerabilă. Cartea Rușinea, vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic. O carte care și-a găsit un bine meritat, o carte dorită, așteptată și care și-a găsit un bine meritat loc în această superbă colecție, colecția Psihoterapia din portofoliul editurii Herald. Această carte este importantă pentru că tratează un subiect extrem de sensibil, atât din punct de vedere al demersului terapeutic, dar și din punct de vedere al conexiunii, să spunem, cu acest, cu acest sentiment în viața noastră de zi cu zi, în viața noastră mundană, viața noastră cotidiană. Pentru că cei mai mulți dintre noi probabil că au experimentat acest sentiment al rușinii, mai ales ca tipar preluat de la părinții noștri din copilărie. Și am aici alături de mine mulți invitați cu care am mai colaborat și am mai discutat pe aceste subiecte sau pe acest subiect. Și aș vrea să introduc invitații noștri de astăzi, acest colectiv important de autori, 6 autori români și unul danez, aici lângă mine, care a venit tocmai din Danemarca. Doamna Lavinia Bârloceanu, profesor universitar, doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, psihoterapeut, o dragă prietenă și colaboratoare a editurii Herald. Daniela Luca, psihoterapeut, doctor în psihanaliză, psihanalist, vicepreședinte al SRP, Societatea Română de Psihanaliză. Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, președinte IFER. Doamna Carmen Bayer, care nu este, din păcate, alături de noi astăzi, dânsa trăiește în Viena, în Austria și acum 2 săptămâni, cred că am vorbit, a fost la București, dar din păcate n-a putut rămâne să fie prezentă la evenimentul nostru. Domnul Eric Higum, profesor universitar, doctor, psihoterapeut, soția domniei sale care ne ajută cu partea de traducere. Doamna Cătălina Higum, de asemenea profesor universitar, doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și domnia sa a tradus studiul, l-am putea numi, capitolul pe care domnul Eric Higum l-a scris în această carte. Corneliu Irimia, psihoterapeut, psihanalist, președinte al Asociației de Consiliere și Psihoterapie Psihanalitică din București. Dacă am greșit ceva, îmi spuneți. Și nu în ultimul rând, coordonatoarea acestui volum, colectiv de autori, colega mea, Gabriela Denis, psihoterapeut, senior editor la editura Herald și care de-a lungul timpului s-a îngrijit și s-a ocupat de multe, multe cărți superbe, frumoase, care au apărut în colecția Psihopractica sau în colecția Psihoterapia din portofoliul editurii Herald. Înainte de a-i da cuvântul Gabrielei să ne spună 2 cuvinte despre această frumoasă colecție, colecția Psihoterapia, în care a apărut cartea Rușinea, vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic, mi-am notat câteva lucruri legate de subiectul nostru de astăzi. Rușinea este o experiență nedorită și greu de controlat. Este o emoție care are propriul ei set de reacții și expresii corporale și faciale.
dar se amestecă cu multe alte reacții dureroase și tensiuni interioare în viața noastră de zi cu zi. Astfel, este o stare intensă și perturbatoare despre care nu prea ne dorim să vorbim. Pozitive sau negative, căci nu putem alege de cele mai multe ori ceea ce simțim, emoțiile fac însă ca lucrurile să conteze. Fără emoție nu simțim plăcere, nu simțim bucurie, nu simțim tristețe sau dezamăgire, nu simțim ceea ce pierdem și ceea ce este valoros pentru noi. De aceea, a ne înțelege emoțiile, indiferent de culoarea lor, este un element important în orice căutare angajată a propriei identități. Gabriela, ai cuvântul. Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ați venit aici în număr atât de mare. Știu că este meritul în special al colaboratorilor mei care v-au invitat și a căror invitație ați ascultat-o în mod deosebit, pentru că și eu mă simt onorată să fiu aici în prezența lor și mă bucur foarte mult că au acceptat invitația mea de a scrie câte un capitol pentru această carte. A fost o mare bucurie pentru mine să văd, în primul rând, materialele care au ajuns la mine pe adresa mea de e-mail și în cele din urmă m-am bucurat foarte mult că această carte a ieșit în tipar. Eu o văd pentru mine ca o realizare, așa, după atâția ani de muncă la această colecție, Psihoterapia, a editurii Herald. Mi-am dorit de foarte mult timp să pot să public autori români în această colecție, la nivelul la care publicăm autori străini pe care îi traduce. Și a fost pentru mine o provocare, n-a fost deloc ușor. Și cred că, ca un prim exercițiu, am reușit un lucru bun. Mi-aș dori mai departe să putem să continuăm acest proces și să putem să invităm autorii români de valoare să scrie la editura Herald și să publicăm cărți în care să le vorbim românilor despre ei pe limba lor. Adică, așa cum se spune că fiecare naționalitate are propriile ei povești, propriile ei feluri de a-și exprima emoțiile și gândurile, și eu cred că terapeuții care au contact cu România sau care sunt români pot scrie românilor într-un mod mult mai personal decât autorii străini care nu ne cunosc neapărat cultura. Și atunci este un exercițiu și îmi doresc foarte mult ca acest lucru să se întâmple în continuare și să ne punem și noi în valoare, până la urmă, oamenii valoroși. Având în vedere, în același timp, că vom invita și autori străini să participe în aceste volume, tocmai pentru a face lucrurile să putem să comparăm și să avem o idee a valorii la care suntem totuși și să creăm o punte de comunicare, pentru că așa mi-am dorit să fie această carte și nu știu dacă am reușit până la urmă să scriu aici în textul de pe spate, dar mi-am dorit de la început ca această carte să fie o punte în care să aducem la un loc terapeut să comunice despre problemele pe care ei le întâmpină în cabinet sau în viața lor profesională, dar și terapeuții cu clienților și oamenii în general să aibă o mai mare ușurință și mai multe instrumente să comunice despre propriile lor emoții și despre cine sunt ei. În colecția Psihoterapia au apărut la editura Herald de-a lungul timpului mulți autori de renume, o să citesc doar câțiva, este vorba de Gabor Mate, un titlu foarte cunoscut este Pe tărâmul fantomelor fomentate sau următorul titlu Minți împrăștiate. Avem în această colecție Babette Rochel cu cele două volume Corpul își amintește despre traumă, despre psihologia și psihofiziologia traumei.
Avem lucrări ale lui Daniel Siegel, Violet Oaklander, Verena Cast, tot în această serie de psihoterapie. Vă invit să explorați această colecție, ca și surorile mai mici, Jungiana și Psihopractica, și să vedeți ce anume vă atrage de acolo, pentru că am încercat să îmbogățim portofoliul cu cât mai multe abordări diverse din tot felul de școli de psihoterapie, tocmai pentru că în acest moment eu cred că psihoterapia nu se poate face într-un singur fel și printr-o singură metodă. La fel s-a întâmplat și în această carte, unde autorii provin din metode diferite, dar ei vorbesc despre o aceeași realitate. Și cred că, din punctul acesta de vedere, cartea este valoroasă pentru că ne putem uita în mai multe oglinzi și să luăm din aceste oglinzi ce ne trebuie nouă și modul în care ne trebuie nouă. Am să trec un pic în revistă capitolele din această carte, pentru că nu vreau să mai țin eu microfonul așa. Vreau să dau ocazia aici să se întâmple un dialog adevărat și chiar să vă invit și pe dumneavoastră să puneți întrebări. Va exista o sesiune de întrebări și răspunsuri la sfârșitul acestui eveniment și de asemenea vă vom invita la finalul evenimentului la o sesiune de autografe cu autorii noștri la standul editurii Herald. Colegii mei vă vor ajuta în cazul în care nu ați reparat încă standul, atunci să ajungeți mai ușor acolo. Primul capitol, așa cum ne-am pus eu în această ordine pe care am gândit-o eu în cele din urmă acestor materiale, primul capitol este scris de doamna Daniela Luca. Este vorba despre o abordare psihanalitică. Capitolul se numește Uneori piele ce se deșiră la nesfârșit sau despre rușine în relația psihanalitică. Și bineînțeles că o vom ruga pe doamna Daniela Luca ulterior să ne spună câteva cuvinte despre experiența dânsei de a scrie acest capitol și care au fost provocările când a ales să scrie astfel tema aceasta pe care a ales-o. Mie mi se pare foarte, foarte interesantă această metaforă. Uneu piele ce se deșiră la nesfârșit. Următorul capitol îl are ca autor pe domnul Corneliu Irimia. Se numește Transa indusă de rușine și este scris într-un mod foarte original, pe care eu l-am apreciat în mod deosebit. Este scris la persoana întâi, pentru că domnul Irimia a folosit așa ca instrument fantasma sau reveria din psihanaliză și s-a pus în pielea clienților săi, personaje în această carte, care au un dialog intern și încearcă să descopere de unde provine această rană a rușinii și cum anume o pot gestiona până la urmă, pot gestiona efectele ei, care pot fi până la urmă devastatoare în psihicul unei persoane. Al treilea capitol este scris de doamna Lavinia Bârlogeanu și ei trebuie să-i dau un credit în plus aici și să vă spun că m-a ajutat foarte mult în acest proces de coordonare a acestui volum, menținând chiar mai mult decât mine contactul cu autorii pe care îi și cunoaște personal și insuflându-mi așa mereu entuziasm și spunându-mi haide că se poate, haide, a fost mereu aproape de mine și de aceea îi mulțumesc când văd deosebit. Știu că are foarte multe emoții, dar capitolul pe care l-a scris mi se pare de asemenea un capitol care m-a provocat foarte mult, m-a provocat la o introspecție în mod special. Se numește Secrete ale altora, secrete ale mele, o reverie psihanalitică despre rușine. Și ce pot să vă spun este că este despre aceste secrete pe care noi le ținem în familia noastră și le transmitem mai departe,
ca o povară, ca o enigmă la care trebuie să răspundă copiii noștri. Și atunci vă provoc și pe dumneavoastră să vă gândiți un pic la această ipostază, la situația în care suntem puși de familia noastră și în care, la rândul nostru, ne punem copiii, atunci când nu ne deschidem noi ușile dulapului să vedem ce avem ascuns acolo, sau, din contră, ne închidem cât mai bine să nu afle nimeni ce secret rușinos ascundem noi. De asemenea, o voi provoca și pe domnul Irimia, dar și pe doamna Bălogeanu, la o discuție în care să ne mărturisească cum a ajuns să scrie acest capitol și cum s-a desfășurat până la urmă scrierea lui, care au fost provocările pe care le-a întâmpinat și de ce folosirea mitologiei în psihanaliză este unul din demersurile care au valoare pentru dânsa. Capitolul 4 al acestei cărți este scris de doamna Carmen Baier, care este de asemenea formator în terapia Gestalt și profesor universitar. Dânsa nu a putut, așa cum a spus și Sorin mai devreme, să fie aici cu noi. Nu o să putem să o întrebăm, dar vă rog să explorați acest capitol, care pare foarte direct și onest scris, dar care ascunde, de fapt, niște lucruri exprimate foarte delicat și pe care, dacă vă dați voie să, la care, dacă vă dați voie să meditați un pic, veți vedea că nu sunt deloc simple și nu sunt deloc ușor de abordat. Acest capitol este despre cum rușinea este un afect sănătos atunci când ne socializăm copiii, dar în același timp poate deveni o stare malignă atunci când copiii percep cerințele din exterior ca pe niște exigențe la care ei nu pot să facă față, sau atunci când mediul exterior le cere, de fapt, să renunțe la cine sunt ei în mod autentic, la sinele lor autentic, și să îmbrace diverse măști ca să fie acceptați în societate. La finalul capitolului, ce mi se pare de asemenea deosebit este că doamna Baier ne-a oferit și câteva sfaturi pentru profesori, pentru că o mare parte din aceste exigențe exterioare la care copiii se văd nevoiți să facă față provine din mediul școlar și din modul în care ei relaționează până la urmă cu cadrele didactice. Al cincilea capitol este unul din capitolele care mi se pare foarte încărcat emoțional și pe care vă invit să-l citiți cu un pahar de apă și respirând, pentru că este un capitol despre doliu. Autorul este domnul Erik Higum, care este invitatul nostru din Danemarca să scrie în acest volum despre rușine. Iar el vorbește despre rușinea pacienților afectați de cancer și rușinea familiilor acestor pacienți. Este o perspectivă un pic întoarsă, să zic așa, pentru că nu ne așteptăm ca tocmai acești oameni să sufere rușine, ne așteptăm mai degrabă ca ei să simtă compasiune din partea celorlalți. Dar a fi vulnerabil și a fi într-o perioadă haotică a vieții tale te expune invariabil la emoții greu de dus, te pune în situații în care simți că ești neadecvat și te confruntă cu adevăratele probleme ale vieții, care până la urmă te lasă suferind efectiv de rușine și te auto-exclus și izolezi. Capitolul se numește Boala, doliul și rușinea în relații și prezintă o metodă proprie a domnului Higum de psihoterapie existențialistă. Am să rog pe domnul Higum ulterior să vorbească despre metoda dânsului, care are anumite aspecte particulare și mi-aș dori foarte mult să reușească să ne vorbească în seara aceasta despre metoda dânsului.
Al șaselea capitol este scris de doamna Daniela Dumitrescu. Se numește Scuzați-mă pentru că exist. Și credeți-mă că în ultimele luni am simțit și eu de multe ori lucrul ăsta și mă gândeam la titlul acestui capitol și mă gândeam, Doamne, asta îmi vine să spun câteodată. Mai ales când simt că am atât de multe lucruri de dăruit și nu găsesc modalitatea cea mai bună în care să mă exprim sau chiar ajung să fac greșeli pe care nici nu mi le-am imaginat că le pot face. Și mă gândesc că foarte mulți dintre noi ajungem în această situație și ne întrebăm până la urmă și care e calea. Vreau să-i răspund unei prietene de aici din sală și îi spun că calea e compasiunea. Dar e greu să-ți acorzi ție compasiunea aceasta, mai ales când nu vine din ochii celuilalt. Acest capitol prezintă abordarea terapeutică din perspectiva metodei ESPERE, care este concepută de profesorul francez Jacques Salomé, și am să o rog pe Daniela să ne familiarizeze cu perspectiva acestei metode, pe care o promovăm și noi în ultimul timp intens la editura Herald. Avem și o colecție care este dedicată acum lui Jacques Salomé, fiind și o metodă terapeutică, dar și o metodă de comunicare sănătoasă în relații. Și doamna Daniela Dumitrescu o să ne spună mai multe lucruri despre această metodă. Am făcut această prezentare și trecerea în revistă. Și am să încep cu doamna Daniela Luca. De asemenea, invit pe oricare dintre cei prezenți. De fiecare dată când un anumit lucru pe care îl spune unul din partenerii noștri de dialog se pare interesant și vor să completeze și vor să adauge, îi invit să facă și să dăm aici coada unui spirit liber de discuții. Doamna Daniela Luca, cum ați ales titlul acestui capitol și subiectul? Da. Și care au fost provocările în scrierea acestui capitol? Pentru că știu că rușinea este o emoție dificilă și pentru terapeut, și pentru client, și ca mamă, și ca soție, și ca profesor. În primul rând, mă bucur foarte, foarte mult că suntem 6 autori în căutarea unui personaj, ca să-l citesc, să-l parafrazez pe Pirandello, și personajul este rușinea. Și recunosc că la început, pentru că dezvălui fiind anul trecut autor Herald prin estetica inconștientului, am vrut inițial să scriu un eseu despre rușine, mai ales că m-a influențase Levinas de foarte multe ori în ultimii 20 de ani în practica mea și diapazonul rușinii l-am întâlnit în toate experiențele clinice, de la copilașii mici și părinții lor, la pacienții adolescenți, la pacienții adulți, la pacienții în vârstă. Indiferent că unii se simțeau rușinați sau că era rușine să fii de altă etnie, să fii bătrân, să fii bolnav, să fii borderline, să fii copil autist, să faci caca pe tine, să faci pipi, să ai psoriazis, să fii autist, etc. Firește că a gândi și a scrie despre rușine și asta a fost primul ecou și prima provocare. E răspunditor, e răvășitor, pentru că dezvolui inevitabil din intimitatea cea mai profundă și abscunsă și obscură și chinuitoare, sfâșietoare a omului din relația terapeutică, psicoanalitică, dar și a omului care ești, dar a omului
da? Ca ființă umană. Și această primă dimensiune a fost foarte, foarte greu de dus, deși nu cred că reiese foarte clar lucrul ăsta, dificultatea, travaliul pe care l-am depus și toate registrele prin care am trecut scriind acest capitol. Titlul mi-a venit, desigur, că există și un caz, o vinietă clinică, un caz redat pe scurt, în urma unei experiențe cu o doamnă care trecea repetitiv prin tulburări cutanate care o chinuiau, dar de fiecare dată era ceva legat de rușine. Rușinea provenienței ei dintr-o familie sărmană, rușinea de a fi femeie, rușinea de a nu fi la înălțimea așteptărilor pe care ea și le impunea, exigențelor proprii, rușinea de a se dezvălui, rușinea de a se dezbrăca, așa, și toate astea ieșeau prin piele. Aveau meu piele, în sensul lui Didian, și eu, datorită lui avem acest concept, metaforă tulburător de frumoasă, și de acolo a venit acest titlu. E drept că este o temă pe care eu o traversez de vreo 10 ani, pe care am participat și la un colocviu pe tema rușinii cu mulți ani în urmă, cu vreo 9 ani la Paris, la Universitatea Paris 7. Și tema rușinii s-a aprofundat și s-a extins în această perioadă pandemică, COVID-19, cu niște cățișuri și încălceni incredibile la fiecare pacient și, desigur, în relația cu fiecare pacient și în mine însă, mergând de la te simți expus, exhibat, vulnerabilizat în medii sociale sau medii social media, înregistrat în scriptele instituționale, rușinat că te afli cumva expulzat, izolat, carantinat, departe de ceilalți, care ceilalți știu mulți că ai trecut prin această, da, contagiune, până la tot ce înseamnă a nu suporta corpul, intimitatea, relația cu celălalt la rândul lui sau nu contaminat, etc. A adus o tușă la care nu mă așteptam și vă mulțumesc Gabriela Denis pentru că cu o discreție și o subtilitate ați scris la un moment dat că putem aborda acest subiect care e foarte delicat, măcar puțin legat de pandemie, rușinea pandemie. Am încercat, am legat un pic de vinovăție, de toate cotloanele astea care au adus la suprafață, ca, probabil atunci când, pe vremea ciumei, pe vremea ebolei, acum pe vremea pandemiei. Cam atât aș putea să spun, ar fi multe altele de spus, dar las o altă voce, să continue din alt punct, altă perspectivă, da? O altă voce despre rușine. Cine dorește să continue? Păi spun că domnul Irimia, să luăm așa capitolele în ordine, ca să nu, să nu se supere nimeni. Și eu spuneam mai devreme că mi s-a părut o abordare foarte originală. Și chiar mă întreb cum ați ajuns acolo și mi s-a părut și foarte personală, cel puțin prima parte a capitolului chiar mi-a dat acest sentiment, e ceva foarte personal acolo. Am încercat prin intermediul unor personaje, dar scrind din interiorul lor, împartizându-mă cumva, să pun deci mai multe personaje de mai multe vârste, să se întâlnească cu rușinea pe care am transformat-o într-o ființă, personalitatea ei
20, deci am vorbit cu rușinea despre mai multe vârste, cum ar vorbi un copil care nu este iubit de mama lui la câteva luni și un bebeluș, am încercat să revin la vârsta asta, măsura care este posibil să regresăm, să ne permitem să regresăm la felul cum ar putea gândi un bebeluș care se întâlnește cu mama lui care nu-l iubește. Apoi întâlnirea unui copil cu rușinea la școală, primele experiențe. Deci am încercat să văd cum arată un copil care încă nu cunoaște rușinea și cum se întâmplă prima experiență, prima întâlnire cu rușinea unui copil. Apoi întâlnirea cu sexualitatea părinților, nu altă sursă de rușine ar putea fi raportul copilului cu ceea ce începe să ghicească ca sunt sexualitatea și în psihanaliză vorbim mult de complexul hipian, de relația copilului cu părinții. Și apoi, prin intermediul unei paciente fictive, iarăși faptul care a fost părăsită de tatăl ei, cum reușește să învingă rușinea dată de faptul că a fost abandonată. De fapt, cu toate aceste personaje le-am dus de la întâlnirea cu rușinea și până la o formă de vindecare. Practic, e un posibil exemplu de drum interior pe care o putem face după ce ne întâlnim cu rușinea, să reușim să o transformăm, să transformăm întâlnirea asta. Fiindcă inițial rușinea, după cum știm toți, în câteva secunde își face efectul. Adică dacă mie mi-e rușine, vreau să intru în pământ în două secunde și trebuie să dispar. Am încercat să, aceste două secunde să le developez într-o oră și să vedem toate mecanismele sau o mare parte din mecanismele care apar în momentul când ni se face rușine, cum încercăm să ne disociem. În cazurile de rușine puternică noi ajungem chiar să ne disociem. Și atunci, folosind experiența de terapeut, experiența de autoanaliză, am încercat să mă pun în ambele termene ale disocierii. Cum este când te disociezi, cum ești, cum rămâne corpul într-un loc, ce simte cel a cărui corp a rămas în fața rușinii, cum este partea care se disociază, care pleacă de acolo și cum se poate reîntoarce, cum putem să relipim părțile disociate, clivate de rușine. Deci e un model de proces, cum putem să fim noi cu noi înșine, fața rușinii, și cum putem să relaxăm conflictul ăsta, care spuneam, e foarte eficient, adică noi, de-a lungul vieții, nu reușim să facem față rușinii. Dacă ea ne ordonă să-ți fie rușine, noi ne supunem instantaneu. Și deci cum reușim să transformăm, putem să plecăm de la acest gen de raport, de relație cu rușinea, la o relație în care să ne acceptăm pe noi, să fim eroi vieții noastre, să nu mai fim sclavi rușinii, ci eroi propriei noastre existențe. Doamna Părlăcean. Un gest specific, îl știu de când eram mică. Și îmi imaginez că dacă fac așa, nu mă mai vede nimeni. Sunt asigurată. Eu știu că, așa cum spunea și doamna Luca, a fost răvășitor. Nu? A fost răvășitor momentul în care a trebuit să vă confruntați cu această provocare de a scrie despre rușine. Da, și te-am vinovățit foarte mult pentru asta. Acum o să dau ceva din casă. Cartea asta ar fi trebuit să fie despre doliu, despre melancolie. Era ceva cu care mă simțeam mult mai în largul meu. Și când Gabi mi-a dat telefon să-mi spună, uite, asta vom scrie, am simțit că mi-e tot mai rău, că mă roșesc, că-mi crește tensiunea, că-mi frec mâinile și nu știam că începusem deja să scriu capitolul. Dar m-au ajutat trăirile astea. Cred că așa mi-am ales și subiectul, pentru că nu știam când mi-ai spus despre ce o să scriu. Practic, discuția cu
cu tine m-a făcut să mă simt ca un seismograf al rușinii. Și prima dată când a intrat seismograful în funcțiune în cabinet, am știut despre asta scriu. Ce pot să vă spun despre experiența scrierii? Ea în sine nu mi s-a părut dificilă, pentru că eu am scris aici așa cum mi-am scris cărțile, în general. Altceva a fost dificil și a fost ceva ce am făcut pentru prima oară. A trebuit să fiu foarte atentă, să împing cumva în periferia textului elemente biografice ca să vor proteja anonimatul persoanei despre care scriu în text. Și a fost un trabaliu destul de complicat, pentru că toată această grijă a fost corelată cu exigența de a nu afecta cumva problematica la care mă refer. Deci, din punctul ăsta de vedere, pot să spun că a fost o foarte mare încercare. Și ca să vorbesc mai repede, că avem și alți autori, o să-ți mai răspund la întrebarea pe care mi-ai adresat-o când ai făcut prezentarea. Spunând că a fost complicat să scriu despre rușinea transgenerațională, rușinea transmisă transgenerațională. A fost extraordinar de complicat, parcă doamna Luca în intervenția dumneavoastră spunea despre un chip al rușinii. Eu l-am văzut cumva, acest chip evanescent, cu toate trăsăturile lui care se adaugă și se adaugă și se adaugă. Pentru mine toate astea aveau valoarea unui dialog între personajele unui întreg sistem familial. Și știți ce spuneau aceste personaje? Știu că s-a întâmplat asta. Am văzut, am fost acolo. Dar nu pot să cred că este adevărat. Nu vreau să cred că este adevărat. A fost devastator să observ cum oamenii își distrug viețile ca să protejeze secretul. Indiferent că asta îi anihilează pe toți. Știți cum am văzut rușina în momentul ăla? Ca pe o rețea mafiotă. Efectiv. Deci vezi pe mafioți că încearcă să păstreze ce au ei de păstrat și nu mai contează viață, nu mai contează moarte, nu mai contează nimic altceva decât să protejăm secretul. Și nu din iubire, cum spun oamenii. Nu, este din nevoia de a elimina stigmatul, pentru a nu trăi acest afect copleșitor care este rușinea. Am recurs la mit și nu o să vă dau acum argumente teoretice, în niciun caz. Am avut unul foarte puternic. Mi-a fost mereu în minte Bion, care scrie că mitul în psihanaliză are o valoare comparabilă calculului algebric în știință. Aici, pentru mine, n-a mai sunat ca o recomandare. A sunat ca o exigență inconturnabilă. Iar pentru cazul la care m-am referit eu, chiar a fost. Mitul m-a ajutat să problematizez toate aspectele traumei pe care le-am observat prezentând acest caz. E ca o hartă. Exact. E o hartă, e foarte interesant cum prin mit am putut să deslușesc și trauma de atașament, și trauma de identitate, și trauma existențială. Am fost atentă mai ales să văd pe ce turnant al mitului se găsește pacienta. Adică asta e o chestie care întotdeauna ne poate ajuta să ne dăm seama, sunt șanse să remediem ceva sau rămânem blocați acolo în proiect. Deci a fost o experiență cu adevărat interesantă. M-am simțit în largul meu, am trăit și un disconfort puternic legat de faptul că în formarea mea în traumatologie aflasem o chestie și anume că dacă vezi trauma transgenerațională, ai rezolvat totul, se rezolvă doar. Vă rog să mă credeți că nu e așa. Deci chiar, e chiar din potrivă. E chiar din potrivă că pe lângă angajamentul personal al unui pacient de a rezolva o astfel de problemă, în cazul ăsta el așteaptă acordul cuiva. Pentru că dacă spune ceva, el aduce atingere gravă a ceea ce ar trebui să fie un părinte în general.
Deci lucrurile nu sunt mai simple, ci dimpotrivă complicația lor avea în acel moment se ivește. Mă opresc aici, că avem mulți invitați. Mai discutăm. Mai discutăm, sigur. Da. Mr. Higo. O să vorbesc în română și așa. Și o să vă dau două microfoane. Okay. E deschis. Okay. Domnule Higo, a fost o surpriză pentru mine capitolul dumneavoastră. Nu am mai cunoscut o metodă scurtă de terapie care abordează doliul și probleme atât de profunde, efectiv existențiale. So, well, before I start to answer your question, I just want to say thank you for inviting me for this this book. And for the help you gave me, and Lavinia also gave me, and Catalina, of course. Înainte să răspund la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să mulțumesc pentru că sunt parte din acest proiect și că și mulțumesc tuturor dumneavoastră și Lavinia. I had a call, and then I was thinking it might be immediately that this is something I have to do. I have to go into this and try to. In fact, at least try to make a chapter. Imediat cum a primit invitația, a zis că da, asta e ceva ce chiar trebuie să fac. I come from the clients I describe in this chapter is clients who are very sick or they are relatives to very sick people. And sometimes I meet them in groups, in a group for relatives, or sometimes I meet them for individual therapy. Clienții pe care îi descriu în capitolul pe care l-am scris sunt clienții foarte bolnavi sau rudele unor pacienți foarte bolnavi. Am întâlniri terapeutice fie de grup, fie individual. It is, I just tell you, it is amazing when you are just sitting there. It is totally amazing how courageous you have to be if you are going into therapy in this with this agenda of having a sickness in the family. Trebuie să fii teribil de curajos să vin printr-o terapie atunci când ești în această situație, fie să fii tu foarte, foarte bolnav, fie să fii ruda cuiva foarte în stadiu foarte grav. Because it's very, very few clients I've had both in groups and individuals, who does not feel shame of being not good enough as a mother or as a father, as a wife or a husband or a child, or good enough as a patient. Clienții lui, fie că sunt, că sunt mamă, fie că nu contează ce anume, toți sunt foarte rușinați, simt rușină. It is like this that what we are dealing with in these sessions is to try to find your individual way through the grief, to find a way to open for the grief and also to close for the grief. În întâlnirile terapeutice încercăm să găsim o cale de a face față doliului, de a ne pregăti pentru doliu și de a încheia cumva doliul. And it's moving, and I close my chapter with a phrase. I would like Catalina just to read it up, because somehow it encapsulates what my method for working on this very, very, it's an existential shock. You cannot believe how damaged those clients are. Și este foarte emoționant și a ales o frază cu care încheie capitolul, pe care o să o citesc. Clienții mei sunt în mine, așa cum eu sunt în ei. Meaning that
the way to work and somehow to set the clients free from their shame. This is and it seems perhaps a bit banal for you, I don't know, but the way I work with this is in fact to establish a really close relation to the clients. Poate să pară banal, dar să lucrezi cu clienții tăi astfel încât să îi eliberezi de rușine este teribil de dificil. Yes, I think that could be enough for now at least. Thank you. Doamna Daniela Dumitrescu, Sorin m-a rugat să-l las pe el să pună întrebarea de data asta. Te rog! Nu, mă plictiseam și am zis să mai fac un pic de glumesc. Am zis glumesc. Da, am vrut să, pentru că nu mai avem mult timp, din păcate. Atunci, da, ai dreptate. Și pentru că există un istoric a relației de colaborare cu metoda esperiană pe care o abordează în acest volum Daniela Dumitrescu și noi am vorbit de foarte multe ori în interacțiunile noastre despre rana de rușine, cele 7 sau 8 răni ale lui Jacques Salomé, rana de rușine, și mi-a plăcut acest concept și mi se pare că are ceva în comun cu ceea ce Daniela Luca numea mai devreme scena primară a rușinii. Și aș vrea să... Mie mă întreb de astea complicate, voi nu ne înțeleg. Nu, cele mai simple. Și să ne vorbești un pic despre rușine din punct de vedere esperian. Și al experienței de cabinet. Mi-ai luat tot intro-ul discursului, îmi creasem și eu un discurs. Ok. Bun găsit tuturor, mă bucur că sunt aici, mă simt așa un copil, nu doar fizic, ci și ca experiență în fața autorilor din această scenă și mulțumesc pentru șansa de a fi alături de dumneavoastră aici. Eu inițial am vrut să refuz să scriu și trebuie să-i mulțumesc Andrei Tincea că sunt aici, pentru că ea mi-a dat curajul și a zis nu pot să o faci. Și iată că am scris acest capitol despre rușine din perspectiva esperiană. Totuși, vreau să spun și provocarea mea. Provocarea mea a fost, eu o să mă ridic un pic pentru că deja mă doare spatele de cât am stat pe scaun. Problemele mele medicale mai îmi fac uneori probleme. Dificultatea pe care eu am avut-o a fost să scriu cazul Ana strict din perspectiva esperiană, pentru că eu sunt format în mai multe abordări. Și cumva intervenția nu este exclusiv esperiană, este o intervenție eclectică și atunci mi-a fost foarte dificil să extrag din intervenția pe care eu o fac strict partea esperiană și recitind capitolul mi-am dat seama că poate nu e atât de închegat, dar a trebuit să mă limitez la experiența esperiană. Într-adevăr, Sorin povestea despre cele 8 răni pe care Jacques Salomé le descrie în metoda ESPERE și unul dintre motivele pentru care nu am vrut să scriu în această carte a fost că mi se părea că este o abordare abisală, psihanalitică, profundă. Ori metoda ESPERE este o metodă foarte practică, foarte concretă, foarte aici și acum, care vine cu soluții foarte practice și cred eu că este, dacă vreți, partea de culoare din această carte, capitolul esperian. Jacques Salomé vorbește despre 8 răni relaționale și el pune rușinea într-un continuum lângă devalorizare și umilință. Și el spune că, ok, devalorizarea este foarte subtilă. De exemplu, atunci când cineva ne spune ceva și poate facem o grimasă sau întoarcem un pic spatele sau ne facem că n-am auzit, celălalt poate să resimtă asta ca pe devalorizare. Apoi, următoarea etapă este rana de umilire, în care e un pic mai mult decât atât, în care poate aduc o jignire celuilalt, îl fac să se simtă prost. Și Jacques Salomé spune că umilire plus public înseamnă rușine. Același gest pe care îl faci în fața unui public poate să lase și să înscrie în celălalt o rană de rușine. Rușinea este, și eu spuneam în cazul, mi-a plăcut balaurul
din capitolul 2, în cazul meu a fost o caracatiță. Cazul Ana povestea despre rușina pe care o simte ca o caracatiță cu tentacole care ating toate sferele existenței ei, sfera profesională, intimă, personală, toate relațiile. Și chiar am și desenat la un moment dat, într-un proces simbolic, această caracatiță pe care încercam să o conținem. Sunt multe de spus, iarăși nu vreau să monopolizez discuția. Vreau doar să fac o scurtă diferențiere pe care nu am să insist din punct de vedere teoretic. Rana de rușine nu este trauma de rușine. Și poate aici celelalte capitole vorbesc un pic mai mult din perspectiva traumei de rușine. În perspectiva esperiană nu abordez trauma de rușine, ci rana de rușine și noi în metoda Espere facem această diferențiere, dar nu cred că e acum momentul să intru în aspecte foarte teoretice. Mulțumesc și sunt convinsă că această carte va fi pe lista multor studenți la bibliografie, pentru că are foarte multe resurse. Vă invit să o parcurgeți cu inima deschisă, pentru că este o carte care vă va umple. Și mulțumesc încă o dată pentru șansă și mă bucur să fiu aici, alături de voi toți. Mulțumesc! Îmi pare rău că întrerup aplauzele, dar cred că vor fi binevenite după ce voi citi ceea ce Gabriela Denis a scris în prologul acestei cărți. Eu am văzut cartea acum 4 ore și am deschis-o la prolog și din momentul acela n-am mai putut să frânzăresc nimic, nici măcar propriul meu capitol. Și o să citesc acest început, care este deosebit de sensibil și de uman și de frumos din punct de vedere al discursului literar chiar, nu doar psihoterapeutic, psihoanalitic. Sunt vremuri de ploaie afară, ploaie primăveratică, când fără să vreau în noi emoții ca pe biscuiți în ceai. Și cel mai aproape de mine mi se pare a fi un soi de sentiment de vitalitate. Este un plin de emoții, de bine, frumos asortate de alte emoții plăcute, care se așează liniștite la locul lor în fiecare cotlon al ființei mele. Apoi sunt și emoții mai umbroase, altele de-a dreptul întunecate și grele. Într-un colț e o mică teamă, pe aici colo câte o grijă, câțiva muguri unor senzații abia simțite, prin ce știu eu ce parte a corpului, chiar și urmele gândului care tocmai a trecut. Corpul meu viu, așa sunt eu, un om a cărui greutate e dată în parte de tot ceea ce simte. Acest chem de trăiri este în întregime real, un obiect al realității, iar ploaia mă face și mai conștientă de el. Credeți-mă că eu aș fi cumpărat acest volum doar pentru acest paragraf. Mulțumesc, de început al său. Felicitări, Gabriela! Mulțumim! Mulțumesc! Pentru că nu mai avem foarte mult timp, din păcate. Aș vrea totuși să putem lua din public câteva, nu știu, una, două întrebări, dacă sunt. Și până vă gândiți și vă faceți curaj, vreau să întreb așa, de ce este rușinea o emoție atât de dificilă până la urmă? Și dacă vrea cineva să spună două cuvinte, mai scrie un volum, da. Am vorbit foarte mult aici despre rușine, dar cred că nu am spus, în primul rând, de unde toate aceste provocări și frământări pe care le-am avut toți de am scris această carte. Este foarte dificilă, fiindcă din centrul nostru o credem. E o credință foarte puternică. Dacă ne spune ești mic, ascunde-te, noi ne conformăm imediat. Cred că din cauza asta e foarte dificilă, fiindcă vine cumva ne ocupă centrul.
În loc să fie sinele nostru adevărat în centrul nostru, este rușine. Deci asta e întreaga transformare, cum punem locul rușinii propriul nostru centru, pe care rămâne să-l descoperim în acest. Și mai este, pentru că atinge tot ce înseamnă existență pe toate palierele ei, tot ce înseamnă vătoarele noastre cele mai intime, fiecare relație cu celălalt atinge și alte afecte, spaima, vinovăție, durere, umilință, da? E foarte contorsionată și viscoasă, este copleșitoare, dar nu în sensul fin al cuvântului, nici măcar în sensul dur plumbuit. E viscozitatea aia cleioasă de care nu știi cum să te dezbari. Deci numai că e în centru, se insinuează și te cuprinde într-o totalitate și dacă mai vine și dinspre părinții și părinții părinților noștri și se poate duce ca fluviu către descendenți, e vai și omar. Și chiar vine dinspre părinții părinților noștri, nu? Exact, suntem toți descendenți ai lui Adam și Eva, apropo de articolul lui Green dedicat acestei probleme. Deci purtăm stigmatul ăsta. Ce aș vrea să spun, că mi se pare foarte dificil în legătură cu rușinea, este că ne răstoarnă lumea cu susul în jos. Instituie cumva paradisul dedesubt și iadul deasupra. Și aici e foarte greu să rezistăm, că pierdem orice criteriu de valoare. Și există mereu o forță care împiedică lucrurile să se reașeze pe păgașul lor normal. Și forța asta cred că e disocierea. Da. Din păcate ne-au anunțat că, să știți că nu mai avem timp aici la scenă, dar vă invităm la noi la stand. Și am să vă rog, dacă aveți aceste întrebări, să le puneți acolo. Și de asemenea, pentru semnarea cărților de către autori. Da, o sesiune de autografe cu autorii și vă invităm la standul editurii Herald, atât pentru achiziționarea cărții, cât și pentru autografe și pentru a discuta în continuare cu colectivul de autori al acestei cărți. Eu cred că am aici întrebări pentru 3 zile, așa că... Da. Ar fi o idee foarte mulțumim bună. Mulțumim foarte mult și vă așteptăm la standul editurii Herald.